Salutare tuturor! Pe 27 aprilie, în Republica Moldova, se sărbătorește Ziua Drapelului de Stat. Tricolorul, simbolul național al țării, care în 1990 a fost desemnat oficial drapel de stat al Republicii Moldova de către deputații primului legislativ. Drapelul de stat al Republicii Moldova simbolizează viitorul statului moldovenesc. Trecutul, prezentul reflectă principiile lui democratice, tradiția istorică a poporului, egalitatea în drepturi, prietenia și solidaritatea tuturor cetățenilor Republicii. De asemenea, tricolorul este arborat pe edificiile instituțiilor oficiale ale statului, la ceremonii și solemnități, și însumează toate aspirațiile spre libertate și democrație ale cetățenilor moldoveni, de afirmare plenară și consolidare a statalității Republicii Moldova. Cadrul juridic privind simbolurile publice îl constituie Constituția Republicii Moldova, bineînțeles, legea numărul 86 din 28 iulie 2011 cu privire la simbolurile publice, precum și tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte. Legea cu privire la simbolurile publice reglementează și raporturile juridice care țin de înregistrarea. Protecția juridică și utilizarea simbolurilor publice aferente domeniilor: heraldic, vexicologic, imnologic, sigilografic, faleristic și uniformistic. Potrivit articolului 1 din legea numărul 217 din 17 septembrie 2010, drapelul de stat este un simbol oficial major al suveranității și independenței Republicii Moldova. La ceremoniile de arborare a drapelului de stat cu prilejul solemnităților, asistența va sta în picioare, bărbații îl vor onora cu capul descoperit, iar militarii de toate gradele vor da onorul conform regulamentelor militare. Cetățenii Republicii Moldova și cetățenii străini care se află pe teritoriul statului au obligația de a respecta drapelul de stat.